Turbina eoliană este numită și moara de vânt și este un echipament ce transformă energia vântului în energia electrică. Fără de ceea, ce în prezent nu funcționează niciun aparat din casa noastră, televizor, telefon, laptop, frigider, dar și unele automobile ecologice. Acestea sunt primele turbini eoliene din Republica Moldova, instalate încă în anul 2013. Acestea au fost fabricate în Germania și are o înălțime de 60 de metri copii. Diametrul pilonului este de 540 de centimetri, iar lungimea elicelor este de 27 metri. În prezent, sunt instalate încă 8 turbine eoliene în orașul Cupcini și 2 în satul Brătușeni din apropiere. Știți, copii, o astfel de turbină poate alimenta cu energie electrică 2 localități.